vă aflați în Bucovina, nu ratați ocazia de a vizita Muzeul de Autor cu exponate originale Lucia Condrea. Acesta este locul în care tradiția și arta se apropie de perfecțiune. Este locul care deține peste 11.000 de exponate realizate de artistul plastic Lucia Condrea. Acestea sunt expuse în 106 vitrine și sunt organizate în 3 categorii. Prima categorie cuprinde operele unicate ale artistei, a doua este compusă din ouăle încondeiate adunate din satele în care locuiesc și acum huțurii, cum ar fi Moldovița, Briaza, Izvoarele Sucevei și altele. A treia categorie cuprinde operele internaționale adunate din câteva zeci de țări care sunt recunoscute pentru activitatea pe care o au în acest domeniu al artei. Cum se decorează însă un ou bucovinean? Metoda tradițională presupune ca acesta să fie decorat cu ceară de albine, după care să fie vopsit. Ceara se îndepărtează, rămânând astfel culoarea inițială. Culorile folosite sunt roșu, alb, galben și negru. Ceara neagră nu este colorată, ci este arsă. Cromatica expusă se regăsește în portul popular din zona Bucovinei, în țesăturile de perete și de pat, în țesăturile de perină și așa mai departe. Instrumentul folosit se numește chișiță. Cu ajutorul lui se trag aceste linii fine pe care le puteți observa pe fiecare model de ou expus aici, în Muzeul Lucia Condrea. Doamna Lucia Condrea, sunteți cea mai apreciată păstrătoare a tradiției închistrării ouălelor din neamul huțulilor. Care este semnificația din spatele acesteia? Fiind huțancă, huțulă, aceste ouă, această îndeletnicire a fost de când eram copil. Fac o mare precizare, aceste ouă au originea undeva în Polonia, Galiția, în urmă cu 300 de ani. Diferența radicală între a încondeia, a închistri, a căpăci este totală, radicală. Ce înseamnă încondeirea? Nu contribuie chișița, ceara fierbinte. Se lucrează pur și simplu cu condeiul, pentru că geometria ne caracterizează, iar în spațiile din cadrul lucrării se făcea căpăceala cu spirt și cu vopsea. Aceste ouă din camera huțulă sunt încărcate de simboluri, simboluri religioase, simboluri care sunt mai vechi decât piramidii. Ce ne puteți spune despre timpul de lucru al fiecărui ou? Dacă se pune timpul în față, niciodată n-aș putea să realizez o operă de artă. Pe o lucrare trebuie să am cel puțin 4-5 simboluri religioase. Dacă n-am o linie dreaptă, dacă n-am o linie orizontală, dacă n-am linia vieții, a morții, pe urmă bisericile, catedralele, toate, sigur că la noi, când eram copil, era un caiet, se făceau 10-15 modele și se perpetuau an și an. Și dacă mergeam la mătușa, spuneam fluturele, cărarea rătăcită, desage popii și așa mai departe. E bine, acum noi ne încărcăm în fitomorfe, în scheomorfe, în zoomorfe și așa mai departe. Care este cea mai mare bucurie pe care v-a adus această îndeletnicire? Aceste ouă se făceau, în principiu, cu o săptămână înainte de sărbătorile pascale. De ce cu o săptămână? Pentru că atunci erau ouăle pline, se ferbeau și după care se decorau, se închistreau sau se încondeiau. Se presupune că aceste ouă feresc casa de rău, înnobilează casa, este o credință foarte mare. Te uiți la un ou ca la o icoană, pentru că el este sfințit. Și ca drept dovadă din experiența mea, acest ou s-a uscat, înăuntru este un chihlimbar și este aducătoare de bucurie, este aducătoare de, așa cum v-am mai spus, de tot ce este bun în casă. Venind aici, puteți să vă dați seama de ce acest muzeu este vizitat de sute de mii de oameni și să fiți în același timp martorii unui act creator de excepție.